vezi câtă mulțime e aici, cum cine s-a atins de tine? Simt că din mine a ieșit o putere. Dragii mei, puterea lui Dumnezeu este aici în seara aceasta. Slavă Domnului! Este puterea Domnului Iisus Hristos aici. Dacă crezi cu adevărat, dacă crezi că El este prezent aici și dacă crezi că El te poate cerceta în momentele acestea, El îți va asculta rugăciunea, dragul meu. Este unul care poate să te asculte și acela este Fiul lui Dumnezeu. Niciun unui om nu i s-a dat această lucrare în mână, lucrarea de mântuire, decât lui Iisus Hristos. Nici la Maria, nici la ucenici, la nimeni nu s-a dat această lucrare de a da viața veșnică în dar, decât Fiului lui Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos. El a fost acela care a venit și a avut milă de noi. El a fost acela care a venit... A venit și a murit pentru noi și pentru păcatele noastre, dragii mei. Câteva cuvinte și vreau să închei, pentru că știu că sunteți obosiți, știu că de mult așteptați. Mi-au spus frații de aici că încă de dimineață v-ați tot strâns, v-ați tot adunat. Și mă bucur, dragii mei, mă bucur pentru că sunteți în locul acesta, în seara aceasta. Și nu sunteți în altă parte. Sunteți într-o casă de rugăciune unde se cheamă numele lui Dumnezeu. Și un mare har când te afli într-o casă ca aceasta, unde frații se roagă aici, unde se cântă cântări spre slava lui Dumnezeu, unde poți să-i spui lui Dumnezeu durerea și necazul tău. Că nimeni poate, nu poate să-ți facă nimica în lumea aceasta. Dar când te plângi Domnului, când îi spui necazul tău lui, cu siguranță că te descarci, cu siguranță că știi că te va asculta și chiar dacă nu te ascultă azi, poate te ascultă mâine sau poi mâine și vei vedea odată cererea ta rezolvată. Vei vedea că ai strigat către El și n-ai strigat degeaba. Vei vedea că ai pus înaintea Domnului poate un copil bolnav. Poate tu ești bolnav și ai pus înaintea Lui și ai zis, Doamne, te rog să ai milă și de mine păcătosul. Și Iisus îți va rezolva problema și cauza ta. Eu aș vrea să rămân aceste cuvinte, dragii mei. Pentru că timpul este înaintat. Este târziu, am înțeles că oamenii merg pe la lucru, copiii merg la școală mâine și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă dea multă sănătate. Și aș dori ca pe mai departe fratele nostru, Elena, care este aici, va avea și el un cuvânt pentru frați, pentru sorori, pentru prieteni care mai sunt aici. Dumnezeu să-i dea putere și să-L binecuvinteze. Eu rămân așa cum am spus aceste cuvinte. Amin.